avut inspirația să vin întâi la Câmpina, înainte de a porni efectiv proiectul. Așa că vezi ce înseamnă totuși experiența politică. Am simțit eu așa în aer că e ceva, că e un lucru foarte bun să vin întâi la Câmpina și apoi să dezvolți partidul în celelalte localități. Da, m-am simțit extraordinar în mijlocul dumneavoastră și atunci în decembrie, unde altfel mă simt și acum. S-a specificat faptul că suntem un partid deschis, un partid transparent și așa este. V-am promis că vom avea adunare generală în luna ianuarie. V-am promis că în această adunare generală o să alegem structura de conducere prin vot secret, așa cum prevede statutul. Lucrul acesta se va întâmpla la finalul intervențiilor noastre. Va fi un vot interesant, spuneam un vot inedit, în sensul că procedura de vot clasică este un pic înlocuită, da? Și încercăm și noi să ținem pasul cu schimbările tehnologice, și fapt care sper eu să fie de bun augur pentru toată scena politică și ideea noastră să fie preluată și să fie multiplicată atât la nivel județean, cât și la nivel național. Eu am fost student la administrație publică, un student foarte bun și ne-am reîntâlnit peste ani. Iată, în această formulă a fost și la cursul meu de pregătire pentru cei care doresc să candideze în administrația publică și a decis să intre și în Partidul Prahova în acțiune. Spuneam că este ales post de trezorier, dar face multe alte lucruri. Este un tânăr talentat, ce vedeți pe ecran, este opera lui. Un lucru care iar o să vedeți că o să fie foarte interesant, votăm. După vot, aflăm imediat rezultatul. Nu se mai poate frauda. De ce? Păi cine îți mai fraudeze? Calculatorul nu știe să fraudeze. E buscat, e evocat, aia e. Păi când cu votul știți cum e. E foaia asta, cum e chinul ăsta, poate e că m-a votat pe mine, poate că nu m-a votat pe mine, să vedem, în funcție de cum ne uităm la el. Poate are două ștampile, poate n-are, poate e mult, poate nu e mult. Apropo de mult, chiar discutam ceva cu ei zilele trecute. Suntem o țară înapurată pe punctul ăsta de vedere. Oameni buni, dreptul înseamnă și obligația. În momentul în care ai dreptul să votezi, pentru mine ai și obligația să votezi. Și chiar am discutat de chestia asta, cum o să facem dacă cineva nu vrea să voteze? Încă dacă cineva nu vrea să voteze, de ce am venit? Deci când te duci la vot, vrei să votezi. Ce? Și ai în față. A, B, C, D, E, alegi ceva. Păi dacă vreau să aleg, dacă eu vreau să strig votul, nu vreau. Nu mai cum să strigi votul. Eu am participat la vot electronic acum foarte mulți ani, acum vreo 15 ani în Belgia, unde acolo se votează electronic. Și nu aveam opțiunea de anulare. Adică aveam opțiunea să-mi aleg pe cineva de listă sau să-mi aleg pe cineva de altă listă. Dar altă posibilitate să nu-mi aleg pe nimeni și să închid nu există. Deci ca să mergi mai departe, să pleci pe next, cum se spune, trebuie să înțelegi ceva. E, asta se întâmplă și la noi. Și mi-aș dori foarte mult, așa cum a spus și domnul președinte aici, să trecem la votul electronic la nivel național. Nu, cred că erau 65, că eu
n-am votat. Pentru funcția de secretar, Consiliul Guvernativ cu 37 de voturi. Pentru funcția de vicepreședinți, Cojocan Mihai Capitel cu 34 de voturi, dar Dacrescu Culegiu Florin 48 de voturi, Balac Ștefan 46 de voturi. Acestea fiind zise, acum știți și componența